Salutare, salutare oameni frumoși, bine ați venit pe nou vlog pe canalul lui Mutu, nu de la Strehaia, de la Strehaia City. Băi, oameni frumoși, sunt atâtea multe de zis. Îmi cer scuze că vlogul care l-am pus anterior nu se auzea sunet, probabil de la AirPod-uri. Oricum, de uitat, nu uit ce am de zis. Dar hai totul să vă zic care este situația. Situația este în felul următor. Oameni frumoși, am răbdat un an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bă, până la urmă mi-a ajuns și mie puțin la os. Nu sunt de fier. Trăiesc cu familia voastră și copiii voștri și tot ce-i vizori. Bă, nu sunt de fier. Ca orice om, supărare și nervi, am și eu, da? Bă, mi-ați băgat filmul la evaziune fiscală, fără ca eu să știu. Mi-ați înjurat familia. Mi-ați înjurat copilul. Care îl considerați și voi copilul vostru. Mi-ați înjurat mama, neam, cu frații, surori. Absolut tot ce ați voi. Deci, n-ați mai ținut cont la absolut nimic. Deci la absolut nimic. Și o să revin și cu ordonanța care s-a dat ieri pe 19 octombrie. Deci absolut. Ați făcut ce n-a făcut nimeni în lumea asta. Așa ați făcut cu majoritatea. Deci cu majoritatea. Că ați avut nuvări, că ați avut ce ați avut voi, cu toți v-ați înjurat, v-ați păcălit. Păi de mamă și eu. Eu nu am vrut să-mi expun viața pe YouTube, că n-am fost de acord și nu sunt de acord. V-am zis de un milion de ori, nu sunt de acord ca viața mea să fie expusă pe YouTube. Mi se pare cea mai mare mizerie asta. Sincer vă spun, e părerea mea. Așa ai expus-o alții. E treaba lor, eu o consider o mizerie, o căcănărie, mai pe direct, să vă zic. În fine, acum am intrat și eu în asta. Oricum vă mulțumesc mult de tot că mi-ați expus viața, dar nu mai vorbiți mă de copii. Că de copilul ăsta nu ați tras voi cu el. Eu am tras tot cu el. Eu am tras și voi trage, pentru că sunt un tată asumat. Sunt un familist. Asta sunt. Acum ce vreau să fac? Dacă l-a părăsit măsa, trebuie să-l părăsesc și eu? Sau nu înțeleg? Acum trebuie să iau forțat, obligat, pe măsa înapoi. Ca să fie copilul bine. Nu mă! Am încercat de un milion de ori. Copilul nu e bine cu ea. Atâta timp cât copilul e bătut, m-a tratat, înjurat, drăguit și făcut. Nu mai bine să mai zic, mi-e și rușine, naiba, să zic prostia de vlog, să spun toate chestiile serios acum, ne spălăm rufele, ne spălăm absolut toate mizeriile în vloguri, în loc să le spălăm în privat. Ați venit la mine cu judecată, cu alea, v-am dat țoale, v-am dat mobilă, alea scândurile care le aveau. Stare voastră, nu trebuie mie, am ferește, am, eu. V-am zis că vă dau și galben. Nu că ia tu galben de la noi, ia-ne fata înapoi. Cum să mai iau? După 5 ani de zile, te treci la realitate că ai familie, ai copil, nu mai ai prostie, ce să ai? Pe bune, eu am încercat de foarte multe ori, dar nu e vina mea. Asta e, am și eu dreptul la viață, cum are și ea dreptul la viață, cum avem cu toții dreptul la viață. Eu nu înțeleg, s-au despărțit oameni care au avut căsnicii de 30-40 de ani, au împărțit milioane de euro. Eu ce să împart? Să spune ce a făcut în casă, ce mai are în casă la mine și îi dau mare plăcere, Doamne ferește, nu? Să vină, permit la oricine să vină în casă la mine, să spună, bă, asta e a mea, asta e a mea, e cumpărată de mine și i-am și du-te. Așa se face, nu pe YouTube. Nu știu, nu uităm că voi prima dată v-ați luat de mine pe YouTube, nu eu. V-ați făcut canale de o săptămână și ceva, sunteți promovați. Una alta, nu mă interesează de cine, cu cine sunteți promovați. Doar atâta timp lăsați-mă în pace, nu deschideți subiecte pe mine. Și ce subiecte? Am zis, da, deschideți subiecte pe mine. Nu băga tu toate, și cu copilul, și cu absolut tot. O mare tâmpenie, o mare prostie. În schimb, eu nu pot să accept, m-am zis de 1000 de ori, nu pot să accept pe cineva, pe bani, la mine în casă. Nu am cum, pe tot aurul din lume. Sincer vă spun. Deci pe tot aurul din lume nu am cum să stau cu o femeie în pat, să mă obligați, să mă plătiți. Bă, ce dracu, sunt prostituat? Nu. Din contră, îmi pare rău să spun asta. Dar credeți-mă că ăsta e adevărul.
Mentalitatea lor nu schimbă nimic. Se duce ani de zile și vine înapoi că suntem împreună, că a greșit fata. Alo, ai greșit? Asta e. Bă, când i-a aud că am greșit, vine să urc pe pereți, pe cuvânt. Deci numai asta, mică n-ai cancer. Am greșit. În fine. Cu firma nu sunt prăduitor. Am încercat din orice punct de vedere ca să scap de această evaziune fiscală. Sunt inculpat. Sunt inculpat și se vede foarte ușor. Se poate verifica ușor că sunt inculpat. Înțelegeți? Inculpat. Deci, atenție mare la descriere. Acolo în descriere o să vă las ceva. Oameni frumoși, vă știți foarte bine ce înseamnă descriere și unde trebuie să vă uitați, ca să vă dau un indiciu. Dispun încetarea procesului verbal, procesului penal, mă scuzați, deci dispun încetarea procesului penal, nu achitare sau altceva, nu. Încetarea procesului penal, față de inculpați, Georgica Corn, la Timișoara, Mihai Zaharia, fost meu socru, așa că Mihai Zaharia, Elec, cu evaziune aici, nu Murgu, nu nimeni, ei amândoi, astăzi. Cozac Viorica, Mihai Florin, Mihai Florin este Murgu, fani. Și mulți alții încă 10 care nu pot să le dau numele și nu pot să le fac numele public. Dar hotărârea și ședința a fost publică la Tribunalul și Curtea de Apel al Județului Timiș. Mă, după toate astea, milioane de euro după cap. Într-adevăr, s-a făcut în așa fel de s-a încetat pe cale legală. Pe legea nouă, am închis dosarul care era în urmărire penală. Dar încă o dată, am fost inculpat. Inculpat am fost. Cum ați fost voi toți, așa am fost și eu acolo. Inculpat. Eu am încercat să ies din acest dosar și n-am putut. Am fost administrator la firmă, cu bună credință, mi-am dat firma cu fostul meu socru. Și asta e. Faceți-vă talentul în continuare. Chiar faceți-vă în continuare, că asta ce faceți voi pe vloguri e o mizerie. Să ne expunem, să facem. Alți sunt obișnuiți. Că vă vorbește lumea, frații mei, n-am eu nicio vină. Voi o faceți de față cu toată lumea. N-am eu nicio vină. Pe cuvânt. Ce nu știe lumea de mine acum? Și m-am expus eu cu varză, cu cartofi, cu roșii. Aia știe oamenii de mine. Acum am mai spus și alții de mine, ok, am ieșit, am spus care e adevărul, nu mi-e rușine, că nu nimic. Ăsta sunt vânzător de fructe, de legume, am un copil, am o mamă, poate că în curând o să am o soție. Asta e, viața merge mai departe. În schimb, țineți-vă de ale voastre, eu îmi țin de ale mele, nu mă mai băgați pe mine în strânga și în dreapta și nu știu ce. Și să căutăm contente, să căutăm subiecte, să... Eu chiar nu sunt subiect pe YouTube, eu sunt mic pe YouTube, eu am primit și ceva de abonați, mă bucur și apreciez pe oamenii ăștia care s-au abonat la mine și îi respect foarte mult, că sunt alături de mine. Niște oameni frumoși, niște oameni deosebiți, chiar am văzut asta la majoritatea. Vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru susținere, pentru apreciere și vă mulțumesc din tot sufletul meu că sunteți niște oameni corecți și știți să apreciați și știți să faceți diferența între oameni. Între oamenii care mic și oamenii care spun adevărul. Totuși v-am pregătit o surpriză și chiar vreau să vă ascultați puțin aici. Măi, m-am bogat, că așa ăștia mă mulțumesc că nu avea statul. M-am luat de bani, era plin de toate, dar n-avea niciodată certitudinea că ce spune mi se e adevărat. Și nu știu că se închid ochii. Ajunge în fața Domnului Dumnezeu și spune așa, bani de seamă, Doamne, zice, eu pe pământ am fost cineva, n-am fost oricine. Așa te voi judeca strict după pretenția ta.
uite, de pe de două zile ne vom plimba și mai prin împărăție să vezi și tu și mai este pe aici. Să nu din băie, nu-i bine să fii bogat, de Dumnezeu, te respect. Și-i spune Domnul Dumnezeu, uite, uite, pildă astăzi și vom merge să vedem. La privele, știi, foarte minunată. Să nu te sperii ce ai să vezi, că e firesc. Și au intrat așa într-o sală mare, cât ar fi de aici, poate, până în zare. Pe-o parte și pe alta, ca la hotelul inclusiv. Oale tot felul de mâncare, dar și parfumuri, dar și mirosuri, dar și gusturi. Numai gospodinile și alea ultra-gospodinii știu să mai facă așa ceva. Și acolo tot felul de oameni cu linguri de 2 metri, avea cozni lungi, slaghi, uriți, ogârjiți, amăriți, feligoși, străvezei, de chea să târiau, să chinuiau, să vă uitau. Și-ți, Doamne, și cu asta? Nu vor să mănânce. Cum adică? Uite, poruncește. Măi, Domnul vă poruncește să mâncați. Dușeau lingurile în bolurile alea, nouă mâncare și când s-o dacă lingurile ai tăi, viață, nu sunt toți sărături la jos. Și-ți dai ăștia sproși, Doamne, și cu ei. Nu, îți dă voie de pe pământ. Cum adică de pe pământ? Da! Îți de la voie de pe pământ. Nu vor să priceapă că binele se face bine. Hai, te duc mâine în altă parte, nu te mai era atâta. Și-o duc și a doua zi în alt loc frumos, un șăslin. Pe-o parte și pe alta, numai cazanii cu mâncare bună. Ăștia niște oameni simpli, frumoși, cu cămeșoaie albe, tot cu linguri de 2 metri în mână, dar veseli, mulțumiți, fericiți, bucuroși, calm, liniștiți și-o treabă. Dar ăștia de și așa. Păi, nu știu, sunt tot de la voi de pe pământ. Și ăștia mănâncă? Da, și ăștia mănâncă. Și știu să mănânce, da? Păi poruncește-le. Domnul poruncește să mâncați. Băgau linguroaiele în cazanul cu mâncare. Ăsta-i dădea lui ăla, ăla lui ăla, ăla lui ăla. Și-ți, dar îmi place cum gândesc ăștia. Uite, așa ar trebui. Da, e tot de la voi de pe pământ și asta. Dar de ce ăștia pot face așa și aia nu? Păi ăștia știu de mila sufletească, știu de mila creștină, știu de simpatie, știu de inima înfrântă și smerită și știu de dragostea de aproape. Și-o cam rășit bogatul. Au zis, am auzit eu de astea, zis, și da, nu știu dacă eu m-am ocupat cu așa ceva. Păi zice, și văd că după inteligență știi unde ți-i locul, ia din groiul și dai drumul. Deci, dacă doriți pe lumea cealaltă colaci calzi, dați-i voi cu mâna voastră. Dacă doriți o haină bună, dați-o voi cu mâna voastră. Dacă doriți un papuc frumos, dați-o cu mâna voastră. Dacă vreți o șorbă bună, dați-o din viață, faceți o masă cu mâna voastră. Când îți muri, atâta să-i rămână preotului de făcut. Să vă pună în copășeu, să vă propodească, să vă duc la biserică, să vă pui în opă. Mai facem un întreg teatru la mormântare, cu povești, cu plapăme, cu pălași, cu poduri. Îți bune, dai milostenie în familie, nu-i la străini. Vezi că ăsta le-a țățecă, vezi că ăsta nepotul, ăsta le-a văd, nu frate, dă tu la străinul care nu o cunoști. Că dacă hrănești o gură flămândă, pe Dumnezeu l-ai hrănit. Dacă îmbraci un sarac, pe Dumnezeu l-ai îmbrăcat. Dacă încalți un năcăjit, pe Dumnezeu l-ai încălțat. Dacă hrănești un însătat, pe Dumnezeu l-ai adăpat. Așa se face milostenia. Puțină și cu teleacă. Azi dai un biscuit de pomană, mâine un măr, poi mâine o eugenie, poi mâine o suf, poi mâine o portocală. Și când ajungi acolo, găsești o căruță de milostenie. Dacă vinzi vaca odată la 7 ani, faci parastaj de 7 ani, și 7 ani crezi, nu dai pe mormânii, nu știu, îngropa mama, tata, așa nu-i pomenial. Mare adevăr. Păi, oameni frumoși, mare adevăr, de un om înțelept, spus de un părinte, de un preasfânt. În fine, mulți dintre voi înțeleg, majoritatea înțeleg, alții nu înțeleg. A, ce spune mult? Ăsta e un prost. Așa e. Băi, oameni frumoși, știți care mai e tema? Pe mine nu vă mai, nu vă schimbă, nu mă va schimba nimeni, că mi-a pierdut vocea. Niciodată, pe tot taurul din lume. Același caracter, voi rămâne același om. Am zis de multe ori, cam 500 de lei sau cam 5 milioane de euro. Tot pe un scaun stau, tot la o masă mă așez,
tot cu o lingură mănânc. Nu, mănânc mă cu 10 linguri. De alea de 2 metri. Înțelegi? O lingură mănânc. Acum și mie îmi place. Mi-ar plăcea sincer să nu fiu ipocrit acum sau să fiu nesimțit, să spun, bă, nu aș vrea să am mult. A, ca oricare, cu toți vrem, da? Asta e, atât se poate. Ne mulțumim cu ce avem. Eu mă mulțumesc cu ce am. Și îi mulțumesc la Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. În schimb, nu pot să satisfac și să fac plăcere la 700 de milioane de țigani ca eu să trăiesc cu cineva în casă și să nu fiu fericit. Și să nu credeți că n-am încercat. Am zis-o de multe ori. Am încercat de foarte multe ori, de dragul copilului, de un altar. Nu s-a putut. Nu ai cu cine. Și dacă nu am cu cine, fraților, și revine după 5 ani de zile, ce trebuie să fac? Iar să iau, iau de la capăt? Păi am luat-o ani de zile. Când să o mai iau? Nu mai pot. Și încă ceva. Oamenii, prietenii, amicii, orice, sunt făcuți să vină să plece din viața noastră. Nu trebuie să rămânem traumatizați. Asta e. Nu ți-a fost bine lângă mine, ca amic, ca prieten, ca soție, ca orice. Nu mă pot schimba eu. Înțelegi? Pentru că nu mă pot schimba. Că dacă aș face 30 de schimbări după fiecare om, prieten, amic, soție sau ce mai e, păi la un moment dat nu m-aș mai înțelege, nu mai știi nici eu cine sunt. Cine neapă să fiu eu dacă fac 30 de schimbări după 30 de retardați? Nu, trebuie să rămâi natural și transparent. În schimb, pe voi, nu vă iert pentru nimic în lume. Adică nu că nu vă iert. N-am cum. N-am cum, fraților. Prea multe. Prieteți-mă prea mult. Mi-a ajuns și mie puțin. Mai ales asta cu YouTube-ul. I-a spus capac. Asta cu YouTube-ul i-a spus cruce. Gata. Capac. În schimb, pe mine n-aveți cum să mă demigrați pe YouTube. N-aveți cum să mă jigniți pe YouTube, că oamenii și știu foarte bine care e corect și care nu e corect. În schimb, las-o pe ea, pe mama copilului, pe fostul meu socru, să vină să vorbească pe YouTube. Totuși, asta vreau și eu acum. Să se expună și ei, să spună și ei durerea, să spună și ei părerea. Bă, ăsta minte, ăsta e prost, ăsta e retardat, ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta e așa. Nu? Mutu-i bătăuș. A, mamă, ceva. Bă, da, dacă mutu-i prost și bate femeia, da? La ce te mai duci, mă, tu, om deștept? Tu ești deștept, mutu-i prost, da? La ce te mai duci la mutu la poartă și îi dai galben ca să ce? Să-ți ia fata înapoi să o bată? Bă, fiți, bă, dragul, calculați, bă. Bă, chiar așa, mă. Nu, mă, ia galbenia și de la altul. Nu mai da la ala care o bate, că ăla nu e bine, nu? Nu mai insista. Eu nu bat femeile. Tu te plătești pe altul să le bată, că eu nu bat. Că așa ai zis, că mutul bate femeile. De ce mai insisti? Ăla, mintea popor și serios. Apropo, copilul a avut vârsta de 9 ani când s-a îmbolnăvit. Mai multe detalii nu vă dau. Nu vă mai întrebați despre copilul meu. Chiar vă rog frumos. Că nu dau mai multe detalii. Nu a avut din naștere, nu. Era un copil perfect și acum e perfect copilul. Doar cu puține probleme. Dar nu așa cum zic, pentru asta rușine să le fie, că vorbesc de copil, că nu ar trebui să vorbească de copil. Pe mizeria asta de YouTube, ar trebui să se facă vloguri frumoase, cum ar trebui să fie făcute, dar nu de copii. Oameni frumoși, vă mulțumesc frumos tuturor care ați fost alături de mine. Chiar vă apreciez, vă respect și suntem niște oameni deosebiți, niște oameni frumoși, niște oameni cu un caracter aparte. Vă doresc sănătate maximă, bucurie în viață și putere de muncă, fraților. Asta se putea Dumnezeu, o putere de muncă. Și cu toate astea, nu uitați, fiți natural și transparență. Și să vorbim frumos, să ne comportăm frumos, nu ne costă nimic. E gratis. O bună ziua, un salut, o vorbă bună, vorba aia, vorba dulce, mult aduce. Vă pup, sănătate maximă la toată lumea.